Sfânta Maria Mare este o zi de o mare însemnătate pentru români, mai ales pentru cei care serbează onomastica, dar și pentru marinari, pe 15 august fiind marcată și Ziua Marinei. Ca în fiecare an, Giurgiu marchează aceste evenimente în port, dar din păcate municipalitatea nu a venit cu nimic nou față de anii trecuți. Mai bine zis, de Sfânta Maria vom vedea aceleași majorete, aceleași întreceri marinărești, sosirea zeului Neptun, orchestra de suflători Valahia și ansamblul folcloric Doina Dunării. Giurgiu are însă multe de oferit, mai ales în plan cultural-artistic. Ne mândrim și cu ansamblul folcloric Muntenia, coordonat de comisar Ilie Clement, dar și cu trupe de rock și folk, ce nu activează neapărat la Centrul Cultural Ion Vina. Numai că aceștia, dar și mulți alți tineri talentați, nu au loc pe lista evenimentelor organizate de municipalitate, deși nu supraviețuiesc din bani publici. Am fi plăcut surprins să vedem că pe 15 august portul giurgiuvean este plin ochi de lume pentru a asista la aceste manifestări, însă din experiența anilor trecuți, numărul participanților a fost extrem de redus, semn că giurgiuvenii mai vor să vadă și altceva.